Bună ziua, bine ați venit la conferința noastră de presă astăzi. Așa cum mulți dintre dumneavoastră mă cunoașteți, când promit un lucru, încerc în măsura timpului pe care l-am să mă țin de cuvânt. Atunci când a fost la investirea mea, ca și prefect, am promis că la 6 luni de mandat, după ce o să-mi dau seama exact despre ce este vorba în instituția prefectului, o să vin în fața dumneavoastră și voi organiza o conferință de presă. În adevărat, 6 luni au fost cam mult, de acum o să încercăm un an sau din 3 luni să facem o conferință de presă pentru a ne întâlni cu dumneavoastră. Temele sunt foarte multe, sunt foarte complexe. O să vă spun așa în mare cine o să le prezinte și apoi aștept întrebările dumneavoastră. Deci, o să vă vorbesc despre activitatea instituției prefectului în ultimele 6 luni. Și aici mă refer la inundațiile pe care dumneavoastră le știți de la Chimeș. De asemenea, cu podul din localitatea Strămoasa, la marginea județului Bacău, cu județul Vaslui. De asemenea, instituția prefectului a fost implicată în campania cu Rujeola, incendiu de la groapa de gunoi, alegeri la Moinești, drum blocat la Opus, programul de dezinfecțiere și, în ultimul rând, despre reabilitarea clădirii pe care o vizualizăm. Nu știu dacă mai au nevoie de prezentare, deși dumneavoastră îi cunoașteți. O să încep din stânga mea, domnul colonel Adrian Luca, șeful Inspectoratului de Jandarmi Județean Vaslui, domnul colonel Mihalache, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău, în dreapta colegul, colaboratorul și prietenul meu, domnul subprefect Valentin Vancea, în dreapta dumneavoastră, domnul chestor, șeful Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, nu în ultimul rând, domnul colonel Sandu, Gruparea Mobilă de Jandarmi, și de asemenea, colega mea, doamna Neamcu Florentina, de la Serviciul de Pașapoarte. Acum, dumneavoastră, cam știți despre activitatea instituției prefectului. Eu v-am spus cu ce teme sunt la dispoziție. De asemenea, și colegii mei din minister sunt la fel în fața dumneavoastră și or să vă vorbească câte 2 minute despre activitatea dumnealor. Și domnul subprefect despre fondul social, tot din cadrul instituției prefectului, despre controlul managerial intern, controlul unităților administrative teritoriale pe care l-am început în cadrul primăriilor și de asemenea în cadrul instituțiilor deconcentrate. Și nu în ultimul rând, avizările, așa cum ați văzut, printr-un ordin de prefect pentru a atrage mai mulți bani în județ, am pus la o masă reprezentanții primarilor și dumnealor, împreună cu instituțiile deconcentrate, în ideea ca acele avize să nu mai dureze 30 de zile, pentru că suntem de repede înainte, ci acele avize, conform rugăriții noastre, dar în cadrul legal, să dureze maxim 7 zile. Fiecare unitate avizatoare a fost pregătită în acest sens. Acum, dintre colegii mei, eu am să prezint succint, aveți materialul, o să aveți fiecare materialul pe temele pe care le-am abordat, în primul rând pe Comisia de Județeană de Fond Funciar. Vreau doar să subliniez că de la investirea noastră din aprilie am încercat să mărim capacitatea de lucru a Comisiei Județene de Fond Funciar în așa fel încât să ajungem la zi cu documentațiile pe care în acest moment le avem în lucru. Ca atare s-au stabilit termene, s-au stabilit obiective, aș spune eu chiar îndrăznețe, cu ajutorul colegilor din Comisia Județeană de Fond Funciar, cred că o parte dintre obiectivele care le-am stabilit acum 6 luni de zile au fost atinse. Vreau să vă spun că, fără să vă dau o statistică, o să o găsiți în material, avem undeva 371 de hotărâri ale Comisiei Județene de Fond Funciar. Avem 166 de titluri de proprietate eliberate, plus avem pe diferite, mă refer pe ordinul de prefect 36, avem 76, pe conform articolului 36 din legea 18,
Avem 77 de documentații în lucru, dintre care un număr de 17 ordine de prefect au fost emise pentru punerea în posesie, 38 de documentații au fost restituite, pentru că nu au fost întocmite conform, iar 22 sunt în lucru. Ca și probleme principale pe care le-am identificat, este inexistența unui plan parcelar la nivelul județului Bacău, pe de o parte, și pe de altă parte, în anumite zone, comisiile de fond funciar locale, comisiile locale de fond funciar, întocmire defectuoasă a documentației. Ca atare, documentația care a venit în lucru a trebuit returnată. Din alt punct de vedere, asta e ceea ce privește partea de fond funciar. Ceea ce privește partea de îndrumare și control. În acest moment, noi am executat în teren, cu ajutorul colegilor din instituția prefectului, un număr de 68 de controle la nivelul UAT-urilor, rămânând până la sfârșitul anului să încheiem și pe celelalte 25. Sperăm că la 31 decembrie aceste controle să fie finalizate. Tematica acestor controle țin efectiv de activitatea instituției sunt în competența instituției prefectului. Chiar vreau să precizez că sunt pe legea 215, în conformitate cu legea 340 a prefectului și a instituției prefectului, unde avem rolul de a îndruma și a îndrepta ceea ce găsim în neregulă în teren. Mă refer la nivelul UAT-ului. Un alt proiect pe care subcint vi-l prezint, dorim să ne implementăm la nivelul instituției prefectului, dorim să implementăm un sistem de control managerial modern și eficace. În așa fel încât instituția să poată fi acreditată din punctul ăsta de vedere, să crească calitatea actului administrativ la nivelul instituției prefectului în favoarea cetățeanului. În material nu o să găsiți acest document sau ce am asta, dar putem discuta separat pentru că e un domeniu vast, e tehnic, în mare măsură reprezintă, de fapt, o obligație a tuturor instituțiilor publice să îl implementeze. Mă refer la faptul că ordinul 400 stabilește clar ce standarde de calitate trebuie să aibă o instituție publică. Noi, în acest moment, fără să fac nicio referire la evaluarea sistemului de control managerial din cadrul instituției prefectului, mă refer pe anul trecut, ci de acum înainte avem foarte mult de lucru. Este un sistem în dinamică care se dezvoltă în baza unui program care este adoptat chiar la o lună de zile de când am fost instalați în funcție. Pe de altă parte, aș dori să vorbesc despre controlele din cadrul care nu s-au declanșat încă la nivelul serviciilor deconcentrate. În aceeași măsură ca și la controlele din UAT-uri, ne referim la o activitate de îndrumare pe care ne dorim să o desfășurăm în cadrul serviciilor deconcentrate, în așa fel încât calitatea actului administrativ din cadrul instituțiilor deconcentrate să fie către cetățean, să se simte către cetățean efectiv. Și aici mă refer la legea 544, mă refer la ordonanța 27 privind petițiile, comunicarea cu cetățeanul și pe de altă parte, nu în ultimul rând, și modul de organizare și efectuarea activităților curente. Pe de altă parte, nu în ultimul rând, mai aveam pe program de prezentat stadiul implementării programelor PNDL și AFIR din cadrul județului Bacău. Noi
în conformitate cu atribuțiunile conferite de lege, avem obligația de a monitoriza și implementa și în același timp și a coordona activitatea de implementare a programelor europene. Ca atare, PNDL-ul, care în acest moment ar trebui la 30 octombrie să se depună aceste documentații, a avut un termen foarte scurt pentru obținerea vizelor. În acest sens, instituția prefectului, prin votul, a adunat la aceeași masă unitățile avizatoare și, pe de altă parte, și primar. De așa natură încât să înlăture orice altă deficiență birocratică în a obține un aviz. Noi sperăm că până acum am fost un real ajutor pentru unitățile administrative teritoriale care au accesat fondurile europene. Chiar în premieră putem spune că depunerea proiectelor s-a amânat cu o lună de zile, ceea ce dă unităților administrative teritoriale posibilitatea să mai lucreze pe avizele care trebuie depuse odată cu proiectul. Eu cam atât am avut să vă spun. Vreau doar să mulțumesc colectivului de lucru din cadrul instituției prefecturii, fără dânsii. Nu am fi putut face față provocărilor. Este doar un mic început. Încercăm să vă informăm de fiecare dată cu celeritate asupra activităților noastre. Vă mulțumesc! Așa cum știți, de când suntem noi la conducerea instituției prefectului, ați văzut și deja, cred că sunteți obișnuiți deja, cu comitetele județene pentru situații de urgență, care au fost 5 extraordinare și 2 ordinare, începând cu atacul cibernetic, dacă vă amintiți, de la Spitalul Județean, cu inundațiile, așa cum am spus, cu incendiul de la Groapa de Gunoi, de asemenea cu drumul blocat la Uituz, cu discutarea programului de dezăpezire pentru iarna 2017-2018. În rest, vă stăm la dispoziție cu întrebări din partea dumneavoastră, dar nu înainte de a le da cuvântul și colegilor mei care au să vă spună câteva cuvinte. Vă rog. Da, dacă îmi permiteți să iau, mulțumesc, doamna prefect. Sunt șeful Inspectoratului Județean de Poliție în Bacău, îl cunoaștem. Vă mulțumesc că ne-ați invitat la această conferință de presă, dar la instituția prefectului. Pe lângă activitățile pe care le-am desfășurat în cadrul Comitetului pentru Situații de Urgență, noi am desfășurat și activități pentru a ne îndeplini obiectivele stabilite în planul strategic de ordine siguranță publică de văzut pe 2015-2020. Nu vreau să repet acele obiective pe care le-am stabilit. De fiecare dată, noi am făcut pe fiecare trimestru și chiar și lunar am avut conferințe de presă la care dumneavoastră ați participat și nu vreau să vă plictisesc, mă repet, doar să punctez câteva date care cred că sunt esențiale și importante pentru cetățenii județului Bacău. Aș putea să vă spun că, la urmare a activităților preventive desfășurate, s-a reușit reducerea infracțiunilor sesizate cu 11,4%, ceea ce reprezintă în cifre absolute 1414 infracțiuni. Vreau să vă spun că trendul din 2009 până în 2017 infracționalitatea a scăzut în progresiv de la an la an, ceea ce înseamnă o diferență de 33%. Activitățile noastre s-au centrat pe, în primul rând, pe rezolvarea solicitărilor cetățenilor. Aș mai putea spune că am fost solicitați la circa 13.000 de intervenții pentru a rezolva multe probleme ale cetățenilor, din care 11.000 sunt pe Sistemul Național de Urgență 112 și circa 88% au acționat colegii mei și au ajuns la locul unde a fost să trebuia să ajungă într-un timp record de sub 10 minute. Ne-am desfășurat activitatea pe principalele, eu știu, în funcție de situație operativă. Și aici am pus accent pe ele legate de materiale nori, că sunt de cultură. La nivelul județului este un plan comun pe care desfășoară activitatea împreună cu
instituțiile deconcentrate cu atribuțiuni, interese din direcția sindică, jandarmii și alte instituții, în cadrul care desfășoară activitatea la nivelul județului Bacău, s-a reușit să confiscăm peste 1700 de metri cubi de material dinos, întocmit peste 200 de dosare penale, care o parte dintre ele sunt trimise cu referate de terminare urmăriei penale și o parte sunt în lucru. De asemenea, avem implementat trei programe, după cum le știți și dumneavoastră, cu anumite ocazii ne-am prezentat. Reducerea delinvenții juvenile, contra patrimoniului și circulației, reducerea accidentelor pe linie rutieră. În cadrul acestor programe am implementat tot campanii de prevenire. Cred că la toate nivelurile de infracțiuni, dacă vorbim de infracțiuni economice, infracțiuni judiciare și de altă natură, ne-am atins scopul. Deci, în concluzie, cred că suntem pe un trend pozitiv și până la sfârșitul anului, acolo unde mai sunt probleme, să putem să retușăm, să ne intervenim în proporția cea mai mare obiectivele pe care le-am stabilit în anul 2017. Vă mulțumesc și dacă sunt întrebări, vă stau la dispoziție. Permisiunea dumneavoastră, vă fac în atenție un subiect un pic alături, care este să fie prinde pentru toate structurile Ministerului în această perioadă, și anume campania de recrutare pentru școlile post-liceale ale Ministerului, care în premieră se va desfășura în această perioadă, având loc un examen în luna ianuarie, ceea ce este un element de noutate. După cum știți, pe fundul deficitului de personal pe care îl întâmplăm toate structurile, s-a adoptat un pachet de măsuri, una din măsurile fiind această campanie de recrutare și examenul din luna, din perioada 13-21 ianuarie la școlile post-liceale aparținând poliției, jandarmeriei, sub poliției de frontieră, a tuturor structurilor. Cererile pentru înscriere la această aceste examene se depun până la data de 5 decembrie la sediile unităților de recrutare, potrivit reședinței, domiciliului pe care îl are fiecare candidat. În vederea recrutării de concurenți pentru admitere, s-a realizat o cercetare sociologică și această cercetare a reflectat faptul că siguranța locului de muncă constituie cel mai opțiunea cel mai des invocată pentru alegerea acestor școli. Ca și locuri, la jandarmerie avem 700 de locuri scoase la concurs în cele două școli, de la Fărticeni și de la Trădășani. La poliție, permisă, sunt 1600 de locuri, la ISU 300 și la Poliția de Frontieră 280. Ai dus la durata de școlarizare, înțeleg, nu? Durata de școlarizare s-a redus la un an, se fac în paralel două cicluri. Un ciclu este în practică, unul în școală. Și se încerc. Atât am avut. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. După cum vedeți cu toții, vrem așa o conferință de presă interactivă. Așteptăm și întrebărilor noastre, dar de asemenea ar dori să mai fac o precizare. După cum vedeți, suntem un minister viu, cu reprezentanți în teritoriu, zic eu, foarte activ. Așa cum s-a stabilit și în ultima ședință de guvern, doamna ministru a înaintat primului ministru un memorandum și de asemenea urmează ca în perioada următoare să primim de la București exact câte locuri și câte noi angajări vor fi în instituția acestui lucru viu, pentru că dacă vă amintiți, de la început mi-am promis ca această instituție să fie o instituție vie și aproape de cetățeni și doresc să vă spun așa, din culise, dacă vreți, este un volum foarte mare de muncă, foarte multă muncă, foarte multe petiții. Colegul meu fiind mai diplomat, domnul subprefect, la fondul funciar, și aici îi mulțumesc eu, a fost foarte implicat, am muncit foarte mult. Ideea fiind că noi nu aveam, da, că noi nu aveam dosare rezolvate din anul 2015. Exact. Anul 2015, 2016, sperăm să ne finalizăm până la 2017. Anul ăsta. Să ajungem undeva la zi.
este nevoie de personal, pentru că tot a amintit domnul colonel Luca de angajările care se fac, este nevoie într-adevăr de personal și în cadrul instituției prefectului, pentru că avem situații în care chiar volumul ne depășește. Altcineva dintre colegii mei, vă rog. Domnul colonel? După cum știți, activitatea inspectorată pentru situații de urgență, Maior Constantin Iau, județul Bacău, se desfășoară pe trei laturi. Partea de intervenție, partea de prevenire și partea de asistență medicală de urgență primară. Am să dau citire câtorva cifre și să mă ocult. Deja în luna octombrie suntem aproape de 10.000 de intervenție, din care 555 au fost numai în luna octombrie. Din aceste intervenții, din păcate, 730 au fost incendii și 55 în luna octombrie. În urma acestor intervenții, n-am reușit să, cu toate că am depus toate eforturile, aceste intervenții au provocat și victime. Și avem în statistică, la nivelul lunii octombrie, 26 de victime, din care 14 sunt la intervenții la incendii. Celelalte sunt persoane înnecate, cu sau fără voia lor. Avem un canal care îi ajută foarte mult pe cei care au gândul să nu ucidă și să nu dea rateuri. Pe linie de smurd, avem 4.622 de intervenții, din care 342 sunt înregistrate în luna octombrie. De asemenea, inspectoratul mai desfășoară și activități de asanare, teritoriul de muniție neexplodată, și aici avem de muncă aproape în fiecare zi. Numai în ultimele zile am desfășurat în tot acest timp 56 de acțiuni, în care am strâns mii de muniție rămasă neexplodată și am desfășurat și șapte distrugeri. Din păcate, și aici este partea cea mai negativă, acest depozit în care noi ținem această muniție asanată, rămasă neexplodată, este pe George Bacovia. Într-un depozit cât de cât amenajat, dar până acum nu s-a întâmplat niciun eveniment și încercăm, prin toate măsurile care le luăm, să nu se producă. Am introdus în bugetul pe anul viitor pentru Consiliul Județean să ne sprijine în achiziționarea unui teren și să amenajăm acest depozit, pentru că aceste muniții sunt foarte periculoase. Ele sunt de 10 de ani și fiecare mai are câte o fisură și n-a explodat, pentru că un element nu s-a întâmplat, dar oricând poate să apară elementul ăla și atunci, plecând de la niște bombe de alea, cât porcelul până la cartușe, pot provoca destule distrugeri. Noi, ca o măsură complementară, am înmulțit numărul de distrugeri și unele chiar le distrugem, dacă terenul ne permite, la fața locului. Ca să nu se întâmple o nenorocire pe teritoriul Bacăului. Privind latura preventivă, nici aici, deși nu avem efectiv cât ar trebui, ne desfășurăm activitatea și am reușit să desfășurăm cam 1070 de controle de fond, în care a fost prins tot felul de operatori economici, 402 operatori economici, 458 de instituții, 133 obiectivi de investiții, 6 construcții hidrotehnice, 41 servicii voluntare și private pentru situații de urgență și am făcut verificări în 19 localități. Tot cu odată cu aceste activități, desfășurăm și exerciții de simulare a diverselor tipuri de risc și punem accent deosebit acolo unde clădirile sunt aglomerate, presupun aglomerări de persoane și în special de copii, vorbesc de școli. Pentru noi, instituția de învățământ e o situație mai sensibilă și încercăm de câțiva ani să mișcăm lucrurile. În mică parte am reușit. Urmează o campanie mai agresivă ca să reușim să aducem pe linie de plutire legat de avizare, autorizare aceste
construcții. Eu, deși am explicat de foarte multe ori, încă nu s-a înțeles pentru ce se emite aviz, și asta e valabil și pentru ceilalți operatori economici, și pentru ce se emite autorizație. Noi nu dăm autorizații de funcționare. Noi autorizăm construcția în care își desfășoară activitatea persoane, care să presupună nivelul de securitate în așa fel încât să nu se întâmple nenorociri. La fel, mi-am notat aici câteva, ca să nu le încurc câteva date, avem, deci din totalul de 192 de instituții de învățământ cu personalitate juridică, care au în componență 838 de clădiri, 7 instituții școlare cu 28 de clădiri, au obținut autorizația de securitate la incendiu, 66 de instituții școlare cu personalitate juridică, 114 clădiri sunt neautorizate, iar 13 instituții școlare cu personalitate juridică, care au în componență 263 de clădiri, nu necesită obținerea avizului și autorizației de securitate la incendiu. În 2017 am emis 124 de avize, am dat 35 de negații, asta înseamnă respingere, că nu îndeplineau condițiile și când spun aviz, mă refer la proiect. Deci acea construcție urmează ori să niște reparații capitale sau adăugiri de construcții, ori nu există. Deci e vorba doar de proiect. Pentru asta este eliberat avizul. Și am avut 259 de solicitări. Și de asemenea sunt 96 de construcții care nu se încadrează în prevederile hotărârii de guvern pentru a fi emise avize autorizații de securitate. Autorizația de securitate la incendiu, avem 101 solicitări, am emis 63, am respins 35 și neîncadrare 3. Deci, în total, am avut solicitări 360 la unitățile de învățământ și, pe lângă aceste activități, ca să îi ajutăm să intre în normalitate din punct de vedere al legii, am acordat și asistență tehnică în 214 cazuri. Deși mergem pe teren, deși acordăm tot sprijinul, încă mai întâmpinăm greutăți și aici totul până să ajunge la bani. Majoritatea invocă lipsa banilor. Eu, în mare, cam atât am avut de prezentat. În continuare vom acționa atât parte de intervenție, cât și pe latură preventivă, cât și pe asistența medicală. Din păcate, datorită numărului mare de kilometri pentru fiecare autosanitară, deja din 7 autospeciale sanitare, 3 sunt scoase din intervenție și presupune cheltuieli destul de mare. E vorba de schimbarea motorului, de componente care sunt foarte scumpe. Să sperăm că, până la sfârșitul anului, vom reușit să reparăm și să mai și primim. Că acum contractul pentru autosanitare a revenit la Inspectoratul General pentru achiziții. Pentru ambulanțe. O mișcă. Da, e vorba de ambulanțe atât pentru smurt, cele roșii, și pentru serviciul de ambulanțe județean, mă rog, și la nivel național. Și nu vom mai avea, sperăm, nicio piedică și să le aducem acele ambulanțe ca să ne ajute, să ne sprijine în salvarea de vieți omenești. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna prefect. Profit de această ocazie, cel puțin de când sunt în puternicit la Comanda Lucrurilor, dar și înainte de conferință de organizare unui asemenea eveniment în transparența față de mass media și față de comunitate. Gruparea de jandarmi mobilă Bacău, conform legii, are ca și atribuții asigurarea, restabilirea ordinii publice și prevenirea și combaterea fenomenului infracțional, iar ca și competență teritorială, răspundem de 8 județe. În afară de județul Bacău, unde avem și serviciu social, plecăm de la Galați, Vracea, Vaslui, Neamț, Iași, Botoșan și Suceava. Pe teritoriul acestor unități administrative teritoriale, asigurăm în mod deosebit misiunile de ordine publică care se desfășoară și participă un public numeros. Plecând de la manifestări,
manifestări sportive și în special meciurile din Liga 1 și din Cupa României, competiții europene, fotbal, dar și celelalte ramă și celelalte manifestări culturale, artistice, prelejuite de diferite evenimente din viața comunităților, ziua comunității, sfințiri de biserici, comemorări ale eroilor și în acest an n-am dus lipsă, având în vedere și programul centenar din primul război mondial și în perspectivă de la Marea Unire. Iar așa cum domnul Chestor Oprișan și domnul Cornel Luca nu a amintit, pentru că așa am avut țintă, având în vedere și prioritatea noastră privind recrutarea candidaților pentru școlile de suboficieri, pe aceste componente lucrăm integrat. Că e în județul Bacău sau este în altă parte, în ceea ce privește misiunea de asigurare, gruparea de jandarmi mobilă le desfășoară sub autoritatea instituției prefectului cu participarea tuturor structurilor din Unitatea Administrativă Teritorială a Comunei Județeană. Inspectorat de Poliție, Inspectorat de Jandarmi, Inspectorat pentru Situații de Urgență și asigurăm atât componenta de ordine publică, cât și funcțiile de sprijin. Noi, pentru structurile Inspectoratului de Urgență, pentru situații de urgență și invers, când avem nevoie de participarea dumneavoastră cu echipamente, gen smurt, mijloace de prevenire și stingerea incendiilor pentru a preveni orice eveniment care poate duce și aduce atingere integrității participanților. N-am să dau citire activităților decât faptul că am asigurat pe raza județului Bacău manifestările mari de la Ghimeș, ocazia Rosarilor Ortodoxe și Catolice din luna iunie, celelalte manifestări care au fost prelejuite de capitala tineretului Bacăuan, deschiderea, pe spațiul unității de aviație, când a fost mitingul aviatic, pe celelalte localități urbane, acolo unde Inspectoratul de Jandarmi Județean nu a avut efectivul necesar, am participat noi. Și, bineînțeles, în celelalte județe, că dacă nu suntem la Bacău și îmi doresc ca și comandant, atât cât voi fi la conducerea acestei unități, efectivele grupări să fie mai vizibile și în municipiul Bacău, noi întotdeauna am fost undeva mai departe, am avut toată vara efective pe frontieră, în sprijinul structurilor teritoriale de poliție de frontieră pentru combaterea traficului ilicit de tutun și produse asociate. Avem în continuare acțiuni punctuale și există plan și la nivel județean pe această componentă. Desfășurăm activități pentru asigurarea climatului de protecție în zona Institutului de Învățământ și tot la fel desfășurăm activitățile integrate, iar ultima misiune de amploare pe care gruparea a desfășurat-o într-un alt context față de anii anteriori, având în vedere și cerințele organizatorului și în speță Mitropolia Moldovei și Bucovinei, a fost perioada de pe 10 până pe data de 16, când am asigurat condițiile pentru pelerinajul la Sfintele Moaște de la Cuviasa Paraschiva, pelerinaj care, cu toate evaluările și din tot ceea ce am previzionat, planificat, organizat, atât pe noi, nu ne-a surprins, ne așteptam, dar nu la cifra aceea, dar pe organizator, pelerinajul de acest an a depășit cu mult valorile anilor anteriori, chiar dublu față de alți ani, pe două argumente. Sfârșitul de săptămână și vremea bună, celelalte n-aș vrea să le argumentez. Pentru noi a fost un efort deosebit, având în vedere că în acest an, în conceptul conducerii jandarmeriei, încercăm să gestionăm fenomenele mari cu structurile care au competențe în teritoriul respectiv și am avut sprijin ca să formăm viitorii noștri colegi de la școala de suboficieri de la Fălticeni, elevi în practică de documentare și probabil vom permanentiza această practică. Alte activități, suntem nevedeți de fiecare dată, noi suntem cei care mai creăm și frustrare cetățenilor, pentru că astea ne sunt atribuțiile, aplicăm legea, dar suntem în slujba cetățeanului și a comunității. Eu vă mulțumesc. Permiteți să mă prezint. Sunt comisarul Florentina Neamțu, șeful serviciului de pașapoarte Bacău. Mulțumesc, doamna prefect, mulțumesc, domnul prefect, pentru că și eu, ca și domnul colonel Sandu, trebuie să recunosc că este prima oară când particip la o asemenea conferință, în care avem ocazia să ne prezentăm realizările și toate situațiile care au fost în activitatea noastră. Împreună cu conducerea instituției prefectului, bineînțeles că am avut scopul, obiectivă principală pe care spunem noi că am reușit să le atingem și de asemenea ne dorim în continuare să le atingem până la sfârșitul anului și întreaga noastră activitate. Am asigurat servicii de calitate cetățeanului, spunem noi, și așa am simțit și din feedback-ul pe care l-am primit de la cetățeni. Am promovat transparența, am încercat să contracarăm la maxim fenomenul de birocrație și să eliminăm și să descurajăm sub toate formele fenomenele de corupție.
Am inițiat și o campanie împreună cu dumneavoastră, o campanie de prevenire a aglomerației, prin care am solicitat și am cerut cetățenilor să schimbe din timp pașapoartele ale căror termene expirau. Știm cu toții că un succes real pentru activitatea noastră l-a constituit acea programare, acele programări pe internet, care au fost de la începutul anului în urmă în număr de 10.000, mai exact din situația pe care am scos-o, au fost un număr de 10.100 de la începutul anului. Din luna aprilie au fost 7.060 de cetățeni care s-au programat online, iar numai în luna august au fost un număr de 1.560 de cetățeni care s-au programat online. Pentru luna august, așa cum ați văzut și dumneavoastră de fiecare dată când ați fost în mijlocul nostru, am avut un număr de 6.346 de solicitanți de pașapoarte. Marea majoritate au solicitat pașapoartele electronice, un număr de 3.804 au solicitat pașapoarte electronice, iar un număr de 2.542 de cetățeni au solicitat pașapoartele temporare. Vedeți că este o diferență mare, pașaportul electronic față de pașaportul temporar, datorită valabilității și datorită faptului că cetățenii nu mai sunt atât de sceptici la acest pașaport electronic, care știm că au stârnit mai multe situații cu privire la datele biometrice pe care le conțin. Pentru a face față fluxului mare de cetățeni veniți să-și facă pașaportul, a fost prelungit din dispoziția doamnei prefect programul de lucru cu publicul. Noi am lucrat și în zilele de sâmbătă. S-a lucrat în zilele de sâmbătă din luna august. Au fost limitate concediile de odihnă pe această perioadă a lunii august. Au fost ținute audiențe zilnice din partea șefului serviciului. Iar o altă formă de fluidizare a activității a fost și acea cameră live, care este la instituția noastră, este în sala de lucru cu publicul și sunt inserate cu ajutorul afișajului electronic numărul bonurilor de ordine la care s-a ajuns. Astfel încât cetățeanul nu mai este nevoit să stea neapărat în fața ghișeilor, urmărește pe camera live, pe acel afișaj electronic, numărul la care s-a ajuns. Cu siguranță nu am fi făcut față numărului atât de mare de cetățeni. Deci, de la începutul anului au fost un număr de 31.613 de solicitanți de pașapoarte. Nu am fi făcut față dacă nu ne-ar fi ajutat colegii de la gruparea de jandarmi, colegii de la gruparea de jandarmi mobilă și colegii, chiar îi mulțumim pe această cale tuturor, și de la Inspectoratul Județean, care au contribuit în fluidizarea activității noastre. Am avut și detașați de la aceste trei unități, astfel încât am reușit să facem față aglomerației. Eu consider că, așa cum am expus situația, în acest moment vă stau la dispoziție cu întrebările pe care le aveți și vă mulțumesc frumos pentru ele. Așa cum v-a explicat și doamna comisar, noi am încercat, atunci când au fost aglomerări, să tratăm totul cu colegialitate între noi și astăzi, la serviciul de matriculări, pentru că acolo situația este un pic mai aglomerat în această perioadă. Se află doi colegi de-ai noștri. Eu le spun colegi pentru că suntem în același minister și avem o colaborare foarte bună întregul minister cu toate structurile mai. Doi colegi de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență și doi colegi de la Inspectoratul de Poliție Județean. Și aici țin să mulțumesc pentru că de la zi la zi o să vedeți cu toții o îmbunătățire în cadrul serviciului de înmatriculări. Mai multe date despre acest serviciu va furniza colega noastră, doamna Carmen Cioltan, pentru că, așa cum știți, domnul GNS este pe teren și era foarte greu pentru la examinări, că rămâneam cu un examinator în plus și nu ne-am permis să-l sustragem de la activitatea dumnealui. Vă rog să prezentați câteva date. În perioada analizată au avut loc schimbări legislative pe linie de înmatriculare ca urmare a intrării în vigoare a legii numărul 1 pe 2017, care abrogă ordonanța de ordinanța guvernului numărul 9 pe 2013 privind fondul de mediu, fapt care a dus la o mărire considerabilă a solicitărilor de înmatriculare a vehiculelor și o aglomerare la ghișeele de lucru cu publicul. Am să prezint câteva date cu privire la activitatea Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Matriculare a Vehiculelor în perioada analizată 1 aprilie 2017 până în prezent. Și anume, pe linie de examinare a candidaților în vederea obținerii permisului de conducere la aprobare teoretică,
Au fost examinați 12.097 de candidați, înregistrându-se o creștere de 17,11% și au fost admiși 5.998, fiind o pondere de 50%. La proba practică au fost examinați 8.078 de candidați față de anul trecut, 2016, fiind o creștere de 8,66%. Și au fost admiși 4.850, însemnând o pondere de 59,97%. Pe linie de eliberări și preschimbări permise de conducere, au fost emise în total 8.938 de permise, însemnând un procent de 91,47% suplimentar față de aceeași perioadă a anului 2016. Și aici au fost defalcate pe preschimbări de permise de conducere emise de autorități române, fiind 8.074 și 864 fiind preschimbări de permise de conducere emise de autoritățile străine. Pe linia matriculărilor și evidența vehiculelor au fost emise 15.836 de certificate de înmatriculare, înregistrându-se o creștere de 40,76%. Au fost efectuate 88.344 de radieri, cu o creștere de 45,01% față de aceeași perioadă a anului 2016, singura scădere în această perioadă fiind înregistrată doar la autorizații și plăci provizorii, unde au fost eliberate 11.213 plătuțe doar și autorizații doar în perioada analizată. Trebuie să precizăm că pentru eficientizarea activității au fost luate măsuri și de implementarea procedurii de programare în sistem online. De asemenea, au fost eliberate bonuri în sistem ticketing și suplimentar pentru persoanele care nu au avut posibilitatea să obțină un astfel de bon. Au fost eliberate bonuri suplimentare. În această perioadă, examinarea la proba practică s-a desfășurat cu 5 sau 6 lucrători atestați, cu capacitate pe examinator fiind de 13-14 candidați la categoriile A și B și 7 candidați la categoriile C, C, E și D, întrucât există timpi de examinare diferiți. Pentru a eficientiza activitatea în folosul cetățenilor care solicită aceste servicii, începând din 1 iulie 2017, prin dispoziția doamnei prefect, s-a luat măsura desfășurării acestei activități de examinare la proba practică a examenului de obținere a permisului de conducere și în zilele de sâmbătă. În activitatea, trebuie să precizăm că în activitatea de preschimbare a permiselor de conducere, creșterea de aproximativ 92% față de aceeași perioadă în 2016, cauzată de faptul că în luna ianuarie 2017 s-au împlinit 10 ani de la intrarea României în Uniunea Europeană, în momentul în care s-a schimbat și modelul de permis. În primele 9 luni ale acestui an, practic de la începutul anului, fiind înregistrate 21.980 de cereri de preschimbare. În prezent, la sala de examinare, proba teoretică și la ghișeul de programare a candidaților în vederea obținerii permisului de conducere, activitatea este fluidizată. Programarea zilnică efectuându-se folosind automatul de bon în sistem ticketing, având o capacitate zilnică de implementare de 80 de cereri noi. În ceea ce privește programarea online pentru înmatricularea unui vehicul, se poate efectua în prezent pentru data de 13 decembrie 2017, iar la autorizări provizorii pentru data de 7 noiembrie 2017. O să mai precizez că în prezent, datorită măsurilor care s-au luat, s-a redus timpul de așteptare, pentru că altfel ar fi fost perioade și mai lungi. Și am să menționez că programarea pentru categoria D în municipiul Bacău este pentru data de 20 februarie 2018. Programarea pentru categoria B în municipiul Onești este de 7 februarie, pentru data de 7 februarie 2018. Programarea pentru categoria B în municipiul Moinești este pentru data de 5 martie 2018, la categoriile C, C, E, D în municipiul Bacău pentru 4 ianuarie 2018 și în municipiul Onești pentru 2 martie 2018. Dumneavoastră aveți mapele pregătite cu toate materialele care au fost prezentate aici, cu toate datele care au fost prezentate și suplimentar față de ceea ce am prezentat. Vă mulțumesc. Apoi,
Noi v-am prezentat așa în mare cantitatea instituției prefectului. Dumneavoastră, dacă aveți întrebări, vă stăm la dispoziție. Două remarci și trei întrebări punctuale. Remarcă, în cele 6 luni, cât despre asta vorbim, eu mărturisesc că în toți anii ăștia, că nu am văzut o participare mai directă la evenimentele alea mai deosebite, cum a fost în această perioadă de 6 luni. Sincer, deci nu și s-a de zile. În corpul de toți cei care aveau responsabilități au fost prezenți acolo. Chiar surpriza a fost că și s-a participat până și la examenul de admitere, de obținerea permisului. Aceasta o fi o remarcă. A doua. Remarc faptul că v-ați prezentat în fața noastră așa cum este, dacă aș spune eu, din respect cu uniforme, cu ceea ce este mai mărturisit că iarăși nu am văzut în corpure. Așa separat a voi. Astea sunt două remarci. Și trei întrebări punctuale. Aș întreba pe domnul subprefect. Câte dosare mai sunt de restituit, domnul? Ce suprafață mai? De 27 de ani tot vorbim de asta. Asta ar fi o întrebare. Permiteți să le pun, dacă puteți. Și a doua, ce presupune, dar scurt de tot, un control pe care îl faceți dumneavoastră la unitățile administrative? Punctual așa, dacă se poate. Apoi, pentru domnul comandant de la ISU, domnul comandant, constituie o problemă de securitate existența acestui monstru din centrul orașului în care se adăpostesc tot felul de boschetari și tot felul de... Constituie sau nu constituie? Dincolo de imaginea asta extraordinar de frumoasă, hotelul, fostul Hotel Moldova, constituie sau nu? Asta aș vrea să știu. Mulțumesc ca să spun dumneavoastră la întrebare care noi o discutăm și pe NATO și cu depozitul ăsta care mi se pare extrem de periculos să ai armă, muniție neexplodată într-o zonă deslocuită, eu mărturisesc că n-am auzit nicăieri. Cred că ar trebui găsită o soluție. Și, de asemenea, dacă existența unei centrale la Curtea de Conturi într-un mare bloc de locuințe, o centrală de mare capacitate, constituie sau nu un pericol de securitate pentru zecile de locuitori care există acolo. Și aș face și o propunere, doamna prefect. Propunerea, am înțeles că la Fălticeni este o școală de agenți de jandarmi. Da. Noi, da, eu am mai, asta îi mărturisesc că e o propunere pe care toți... Mai hai să facem o școală de aici, că există spații, înțeleg, și există și disponibilitate pentru agenții poliției locale. Să încercăm, sigur, să spunem legea, tot zicem că... Dar întotdeauna se începe de la ceva. Mărturisesc că ar fi extraordinar de interesant și pentru ca locație aici și pentru pregătirea chiar efectivă a agenților. Mulțumesc! În regulă. Vă mulțumesc pentru întrebare. Să știți că și eu mi-am pus aceeași, exact aceeași întrebare ca și dumneavoastră. O să vă dau întrebarea, răspunsul la întrebare, întrebarea este simplă, dar răspunsul la întrebarea noastră este complicat. E complicat din două motive. Unu, pot să vă răspund într-un procent că mai sunt de retrocedat 6,22% din terenuri pe suprafața agricolă și 11 sau 12% pe pădure. Acest procent, chiar dacă pare în acest moment mic, apare următoarea situație de fapt. Sunt foarte multe titluri de proprietate de corectat. Pe vechile amplasamente, majoritatea, noi în ultimul timp am emis hotărârea a Comisiei Județene de Fond Funciar pentru intravilan. Pentru extravilan mai puțin. Acolo principala deficiență și principalul obstacol pe care l-am întâmpinat, pe lângă funcționarea nevoioasă, nu în totalitate, dar așa în mare măsură, sunt o parte din comisiile de fond funciar locale care funcționează corect sau
se străduie să lucreze cât mai corect. Sunt o parte care funcționează cu oarecare reîntoare. Aici intervenim și leg următorul lucru, intervenim noi pe zona de îndrumare și control. O parte din aspectele pe care le-am verificat țin și de fondul funcțional. Să vedem cum întocmesc un dosar. Ca atare, de fiecare dată, să știți, colegii noștri din cadrul fondului funciar, din cadrul serviciului juridic, au transmis instrucțiuni de completare a documentației. Cât mai exactă, cât mai... aici mai apare și o problemă de circulație a documentelor. E destul de complicat să întocmești să reconstitui un drept de proprietate. Datorită și legislației stufoase. Pe de o parte, pe de altă parte, știți că avem cred că în jur de 890 de procese pe rol, care o să găsiți în documentație, în ceea ce vi s-a pus la dispoziție, ca să aveți așa un ordin de mărime pe județul Bacău. Și apare hotărârea judecătorească care trebuie să modifice titlul care a fost dat. Ca atare, răspunsul pe care vi l-am dat dumneavoastră, să revenim la ideea principală, la ceea ce m-ați întrebat, poate fi variabil. Am determinat până în acest moment cam ce ar mai trebui retrocedat. Dar acest proces se poate întoarce la drept, prin hotărâri judecătorești, care trebuie spus în aplicare. Principalul obiectiv a instituției prefectului este să punem în aplicare hotărârile judecătorești cu autoritate de lucru judecat, care sunt irevocabile. Asta e principalul obiectiv. Sunt oameni care au câștigat. Au câștigat, încercăm. Care nu și-au făcut treaba. Și atunci i-am transmis. Și noi, în acest sens, s-a emis un ordin de prefect prin care mandatează o parte din colegii care execută controlul să aplice amenzi. Pentru că nu neapărat ca o formă de coerciție, dar trebuie făcut ceva la un moment dat ca să sensibilizăm și zonele care sunt mai puțin sensibile din punctul ăsta de vedere. Și unde cetățeanul suferă direct. Pentru că se așteaptă ca un dosar să dureze, să zicem, un an de zile. Noi am avut situații în care am găsit și dosare de 7-8 ani. Și cred că probabil în documentațiile care sunt pe la Comisia de Lucru, poate și mai vechi. Încercăm să le aducem la zi, încercăm să le urgentăm, dar vă spun, este extrem, extrem de dificil și o muncă laborioasă, pe care o face un grup mic de colegi de-ai noștri și de la alte unități de concentrare. Cred că v-am răspuns. Referitor la controlul care se desfășoară, n-am reținut bine, în zona OAT-urilor sau în zona de concentraturilor. Ne interesează pe această zonă, știți că există obligativitatea implementării codul controlului intern în cadrul fiecărei instituții publice. Ne interesează să vedem stadiul implementării sistemului de control managerial, care intră în atributul instituției prefectului, de a-l verifica, de a-l îndruma. Pe de altă parte, ne interesează legea 544, legea 52 privind transparența publică, ordonanța 27 privind regimul petițiilor și, nu în ultimul rând, ne interesează și constatat depunerea rapoartelor de activitate a consilierilor pe trei categorii. Primar, consilier și secretar. Oricum, să știți că la sfârșitul anului, după ce vom finaliza activitatea de îndrumare, prefer să-i spun decât de control, de îndrumare în cadrul OAT-urilor, vom prezenta o situație detaliată cu ce s-a constatat. O să găsiți și aici, până în acest moment, ce s-a constatat și ce măsuri s-au dispus. Mulțumesc! Legat de cele două obiective pe care le-ați adus în discuție, e clar că orice obiectiv în care nu sunt respectate normele de prevenire și stingere incendiilor, presupune un risc. Acum că tot
să o consideră sesizare. Noi acces în aceste obiective avem numai dacă în situații de urgență, necondiționat, să intrăm, sau la plângere. Mă refer la Moldova, Hotelul Moldova. Deci accesul acolo se face numai în astea două situații. În cazul în care este o situație de urgență și în cazul în care cineva... Și dacă o semnalăm în presă, o considerați ca plângere? Dacă o semnalăm în presă? Nu, dar ne autosesizăm. Deja s-a înregistrat situația și săptămâna următoare vom avea un corp de control care va verifica de sus până jos această construcție. Și dacă sunt... Și să vă mai spun ceva. Vedeți că acolo este o eșarfă care atunci când bătea vântul se întindea și dacă aia se duce pe șosea, pățim ca la Timișoara. Deci o să verificăm și o să înlăturăm toate legate de centrala termică, la fel. Dacă nu am verificat, dar dacă vom merge în verificare și dacă nu sunt respectate normele de prevenire legate și de spații de comprimare și de toate celelalte, vom lua măsuri. Chiar dacă e curtea de conturi? Da, deși nu iau măsuri când... Deci dacă sunt nereguli, le vom aduce pe linia de plutire. Mulțumesc, mă rog. Și vis-a-vis de agenție, școala de agenți pentru poliția locală, da, ce ați întrebat, eu știu cum mai era o discuție de asta, se croia în spațiul la Bacovia, dar la momentul ăla nu era personalul corespunzător. Sigur. Și știți, imediat o să vă mă completeze domnul colonel Luca, dar aceste școli, nu, din prisma mea, și cum le văd eu, nu înseamnă doar să ai un spațiu, îți trebuie și un centru de pregătire. Pentru că agenții poliției locale nu sunt doar într-o sală de curs. Domnul Luca, vă rog să la acest moment, pregătirea agenților de poliție locală se realizează în centrele specializate ale jandarmeriei și poliției. Se emite hotărâre de guvern în fiecare an, se alocă un număr de serii și un număr de locuri pentru fiecare unitate administrativă teritorială. Într-adevăr, noi, dacă se va considera oportună o inițiativă legislativă de modificare a legii și să înființeze un astfel de centru la Bacău, noi putem participa altfel de toate structurile, cu specialiști, cu... Dar tot, domnul Gabriel, trebuie să există un început. Eu asta văd, un demers inițial, că dacă nu există... Nici știți când o să începem la Bacău. Legislativă. Și noi putem participa cu specialiști. Am încercat, deci asta și indicat problema. Dacă îmi permite să intervin și eu, anul trecut, într-o ședință de ad hoc în decembrie, am discutat această problemă și am făcut intervenție la Direcția Locului Public în cadrul Inspectorului General al Poliției Române și, într-adevăr, numai dacă școlile care există acum nu au capacitatea să îi pregătească pe cei solicitările pe care le au. Deci nu poate să înființeze o școală dacă atâta timp cât cele care munci să fac pregătirea fac față solicitării. Pentru că fiecare poliție locală, fiecare OAT-o, trimite în anumită perioadă, la început anului se spune domnul comandant, se planifică, în baza unei planificări, să fac aceste cursuri. Și deci, cele care sunt acum, sunt suficiente pentru a pregăti poliția locală. Noi am mai vrut când, ceva timp urmă, în 2005, am vrut să înființăm școala de agenți de poliție la Bacău, undeva la Hemiuș, unde spațiile erau, să zic, la vremea respectivă, proprii pentru așa ceva, liceul care știți agricol, dar tot la fel au fost de acord, pentru că sunt cele școli de pregătire de la Cluj și de la Câmpina. Și referire, dacă îmi permiteți, și la noi să fac pregătire, să fac înscrieri pentru agenți de poliție. Sunt 1300 la Câmpina, 300 la Cluj. S-a început înscrierile de pe data de 25 octombrie și până pe data de 5 decembrie. După care urmează probele eliminatorii, proba sportivă și psihologică, iar pe data de 20 ianuarie se va da la sediul școlilor examenul final pentru promovarea care va lua examenul să urmeze cursul de agenți de poliție. Dacă vreau o mică completare, pentru că pentru exactitatea datelor pe care mi l-ați solicitat, o să vă dau la mapă. Repet, e în dinamică. La acest moment, care este situația pe titlul de proprietate și pe suprafață? Mulțumesc. S-a tot vorbit despre deficitul de personal în mai multe instituții. Îmi pare rău că domnul Genes nu este de față, că întrebarea mea are legătură cu servicii permise. Știu că și acolo ne confruntăm cu mare lipsă de personal,
motivată și de ieșirea, înțeleg, a unor persoane la pensie. S-a tot încercat soluții cu aducerea colegilor din instituțiile partenere. Și totuși nu s-a rezolvat această programare prelungită a examenelor auto, a înmatriculărilor, autorizărilor și așa mai departe. Care ar fi soluția completării schemei de personal? Da. Cum? Nu. Da. Ieri s-a aprobat prin memorandum să deblocheze angajarea în anumite zone din cadrul Ministerului de Interne. Noi sperăm că doamna prefectă a subliniat un pic mai devreme că urmează să primim la instituția prefectului ce posturi sunt deblocate spre angajare. Ca atare, dacă vom reuși, vor fi aprobate aceste posturi care sunt libere, evident că vom scoate cu celeritate la ocupare. Dacă nu, ca să nu întârziem, ați văzut, noi am luat toate măsurile și fiind o defecțiune, am distrus lucrul sâmbătă, ca să nu ne aglomerăm, ca să... Plus că, așa cum știți, au intervenit de anul ăsta și acele tablete. Și ei au foarte mult timp. Acolo, de fapt, doamna, chiar a subliniat foarte bine această problemă. La examinare există o procedură. Procedura trebuie respectată cu atât mai mult cu cât tableta, pe tabletă, o examinare trebuie să dureze minim 25 de minute pentru categoria B. Facem o împărțire corectă. În acest moment sunt mai mulți agenți examinatori în teren. Sunt 7. Da. Dacă nu înșel, este capacitatea maximă. Capacitatea maximă. Da, și încercăm să fim cât mai aproape, să cetățeanul să aștepte cât mai puțin. Asta este situația în acest moment. Știu că s-a lucrat la acest program pentru lunile octombrie și noiembrie. Se lucrează și sâmbătă. Și ca un mic aspect. Să știți că noi n-am reușit să le plătim încă orele suplimentare celor care au lucrat sâmbătă și în afară orilor de program. Dar s-a găsit cadrul legal? Lucrează. Adică, da? Să știți, chiar sunt delicați. Pentru... Inclusiv la concediu, am fost mai drastic. E dreptul lor, dar eu nu vă ascund că au fost momente în care am spus, dacă poți să amâni, te rog frumos, amână-ți. Pentru că trebuie să încercăm să te ajutăm la zi. Asta e ideea. Da, și eu am semnat că... Am vorbit de anul. Angajații, unii angajați sunt la... Da, nu mai există programul. Asta se vede că e un ritm dinamic. Noi facem tot ce se poate. Da. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu, eu vă mulțumesc frumos și vă invit și vă aștept de fiecare dată la noi cu mare drag. Mulțumesc frumos! Uite-a